Memoria avendo in bel sciuc. Păi zboară niște asta, bă. Bună ziua, suntem la Baltaf, la mine, 19 aprilie. Am băgat boabe în cârlig. Aici cu vecinul, singurul care am avut curaj ca să vedem condițiile astea meteo. Am pus și port aici. Ce se face și noi la port aici? 3-2-3 carași. Îl las pe vecin să umble până servesc eu. Prânzul este ora 14 și ceva. Avem nor intens. De ce nu zici că vine sfârșitul lumii? Face cortul nostru. Zboară cortul de aici. Am zis dacă atât de așa cine știe ce mai vinde pe la greu. Să vă arătăm condițiile aici. A luat 3 caraj, dar în condițiile astea. Bag aici să mă uite și fulgere și sună. Vecinul, ai prorocit bine cu cortul ăsta, că știi ce vine, nu? Eu am zis să servez masa aici la... Să... Mulțumesc! Să... Să vedem cât o să rezistăm. Că n-am decât o oră de registrare. Să mănânc niște pâine de casă. Ce brânză. Dacă voi reuși să mănânci și pe asta. Vă ținem la curent cu bambinele aici. Wow. Dar vezi că norii aia negri s-au destrămat și nici mai m-au urmă. Să punem glugile pe cap. Pură cortul ăsta. E legat cortul de țavă. Să ține vecinul. A dus scaunul în asta. Tu zici chiar scaunul. E varză de zi. Am putrat de carasul. Ia uite cum sunt vergele, ce are... Hai ca tii eu cortul, la... Tii eu cortul. Cred ca nici plumb... Mă bazez pe... Nu îl ia, ca e legat de spoara asta. Ce meșterie! Eu nici nu m-am uitat pe net cu mine pe-aia. Mai ascunde-le, bagă-le colea de dedesubt. Bagă-le mai colea, că e mai adăpost alea. Am zis că vine așa repede. Multă? Deocamdată e acceptabil, nu? Da, seamănă cu Siberia. Nu știu cum o luăm. Poate ne ocoli. Oricum a fost negru, s-a schimbat, s-a făcut cenușiu. Acum ai șanse la greu decât la plută. Șanse să ne ia vântul. Se face lipon. Nu, că nu-l ia. E legat cu pripoane, unde se ducă. Concentrează-te pe bambine. Pluta a venit la mal. Să deschid umbrela asta, că ai pată din față. Gelia. Hai de gelia. Mai ține pe de asta.
apără de... Uite acum am un garaj la 3 kg. Ala da, ne-am scos. Da. Am terminat partida. Am ieșit triumfător precum Steaua cu Dinamo. Asta s-a putut să ne ocolească. Da. Era mult mai... Ne ocolește, că nu mai ține mult, doar o săptămână. Doar o săptămână. Iată, mi-am legat umbrela de grătar. Oi ce șmecherie. N-are cum să mai mea în sus acum. Că am și o greutate, mai pui acum de la două de astea. Te bași. Așteptăm să vedem ce condiții mai urmează. La Flamin aici. A mai fost un domn azi noapte. S-a plecat, că a luat fel trei caracte. Se trage de elasticul de la cărbuț. Mare pasiunea vecinului a venit la București. Mare acțiune. Are un băț la chinezescu. A gândat însă câte ori scuta pe un pom. Meserie de meserie, frate. Eu aștept să mai încetinească vântul până am un alt și să servesc cina. Deci nu chiar e mișto treaba. Dar putea pe ploaie să mănânce bine, să știi? Asta e bună, asta nu scută. Că noi pe ploaie am prins ca lumea. Păi da, că nu bătea vântul, dar acum bate și vântul. Păi și-o mă așeza în soale de așa, ca nebun. Covid. Nu mai pui, păi, dar e tot pâine, mă. Mulțumesc. Dar pește aveți voi să mâncați la colesterol? Pește, curcan, iepure. Ala, da. Și pui, dar nu piele de la pui. Pielea nu. Nici morcov. Morcov am voi. Păi am eu o rețetă de cutelele astea, la are colesterol, gulea. Toate frugitățile la voi n-am prăjit. Da. Lei de măsline. Se elimină. O citună. Ceai de păcădie, foarte bun. Aia galbenă, legat. N-am luat încă pastile de colesterol, numai din dietă l-am. Credeți că sunt niște pastile de inimă și de colesterol. Vâscă, ducior și usturoi. O pastiluță, da? Și mai e una care ajută foarte bine de la când vă ține așa și trebuie să respirați. E din uleiul ăla, de somon. Eu una am luat-o și după 3 minute, ziceai că sunt nou născut. N-am trecut minute. Așa a curățit. Că se umple vasul, de să știi, mai încurca. Depinde de... Hai că intrăm în sistem de ploaie. Intrăm în sistem de sistem acum. Știi că sunt pe mal. Sunt la greu aici. Te așteptăm. Ce zboară rânduncile jos. Asta de crăb n-a tras nimic, nu? Iar cealalt am pus niște ploaie. Filmează? Camera? Da. Filmează, da.
Confirmează că nu se mai știe mai pe seara Ciumaș. Înțelegeți? Hai să băgăm ceva material acolo, stai. Cum e la Flamina, pe timp de ploaie. Pe 19. Acum cine n-a venit să bucură, știi? Da. Și ia uite, doamne, ce era acolo. Ce am eu? Mai ales nevestele, știi, le spunea. Nu ți-am spus eu, George, să nu te duci? Tu mă băteai la cap, mă duc, ai uite care așa pus. O, ce ploaie. Uite ce ploaie. Insistenta. Nu e adevărata. Să fac ciucărci repa. Ciucărci am voie să mănânc. Foarte bine ăla. Iau de alea pe urotu, să cățați pe alea. Da. Camera. Dacă eu mai dau vreun cioc ceva, nu? A, păi stai, îi intri în ploaie? Sau ai de-aia de ploaie? Asta e de ploaie, dar... A. Dar asta e de ploaie. O ploaie din asta. O bate așa. Dar și recoli la mâini. El a zis că nu merge la boilers, i-a zis că merge la boilers. Că ne duc în eroare să duci. E, acum să tragă unul se jos așa. Cu camera pe mine. Da. Facem lovitura. Eram la țară, nu eram Mureș. De cât aveam niște scule acolo. O, trage-te lică ăsta, băț ăsta, să nu stai cu piciorul pe ea. Păi de unde sunteți? Din Mureș de fel? Nu, sunt din București, dar mama e din Târgu Mureș. Aaa, Târgu Mureș. Da. Și... Nu știu cum asta. Noi dădeam, când era apa mai adâncă pe râu așa, vine un băiat cu nu ia de alun. Da. Unde un pastor între noi. Era un profesor mai la deal de mine. Eu într un șipot, așa se făcea după un șipot, o baltă. Pe rudă munte? Rudă munte? Da. Și ăsta vine și dă pe niște pietri și așa era pe atâta. Mică. Cu râmă. Cu câlin mare pită o păstră, pune puța de trei în fel, îl ia și pleacă. Încă i-a scăpat la picioare, dar era apa mică. Și ne-a rămas, ne-am și dus acasă. A rămas și pânzile. Știe omul ce-ți fac. Localnicii știu. Da. Am fost odată la Telerman, iarna pe zăpadă, să dau la clen. Aveam niște vieri de așa normal, nu trăgea bine la ăștia. Și ei avea cardă buturugă. I-a dat unul, erau două variante. Unul ori era, avea niște cocioace, dar aia le știa dacă e de acolo. Le puneam între ele unde era pe maliniștită, se învârtea încet așa. Și o lăsa culcată pluta. Cu cardă butură pe călic de 8. Deci iarna, pe zi, cârlic de 8 galben. Îl băga cardă 2 cm, îl băga punctar și ieșea cu vârf afară. Ei, odată pleca pluta. Pleca nu l-au cu totul, îmi pleca cu totul. Și lua numai clent frumos. După aia m-am dus mai jos de pod de la târgul ăla de la Tătărești. Era un curs de râu, nu era, acolo nu stătea, curgea așa, cu întorsătură, tăcă, 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 tăcă. Era unul de cu vargă de 4 metri. Deci cu plută adâncime de o jumătate de metru, cam așa, chiar mai mică o leacă. Îi dădea la deal, tăcă-tăcă, cât curgea 2 metri, iar o punea, iar... Și eu când, să zicem așa, făcea un metru când pleca plăta într-o parte, înțepa, numai clip. Dar la, numai la carul ăla. Eu dădeam cu ficat la clean. Nu am dat niciodată. Păi, nici nu stăteam. Nici nu-i trebuia cu plută, cu tot, nici nu... Eu la mață am dat, la mață am dat. Cum dădeam, cum venea. Și așa, unde făcea burta apa și se făcea un pic mai, acolo dădeam. Că îi vedeam de sus clean. A, da. Acolo sta. Mai erau unii de aia la 2 kg, stăteau unde venea apa mică, erau niște pungi și deodată venea un gâldan așa de jumătate de metru și stătea în gâldan, cu corpul în gâldan și cu bot aștepta pe acolo, la curent.
știu cum să face apa până la scrumbie, chiar. Acum mai rări o după săptămână. Acum fi o leacă galbenă, nu are nimica. L-am luat la cetate și am văzut așa, dar nu când și trăgea scrumbia de ruca. Papă galbenă. Asta e curată, era mai galbenă. La scrumbie n-am dat. Că n-am fost pe... Plumb și cu muștea. Plumb cu muște de 8, am luat și cu 12, am luat și cu 10. Și de la de biban nu-l cumpăt acolo. Am luat și cu de aia de păstru, corp de păun și fulg negru. Am luat două. Anul ăsta o să fac multe variante, că fac mai multe filme și fac multe variante. După a două omul. Dom'le, nu mai dea, nu mai dea. Am luat unilii galbene, odiță galbenă, corp galben. Nu m-a legat. Altă dată am luat la roșu, la roz de ăla. Da, dar într-o zi mânca numai pe roșu, nu trăgea la nimic. Da. Da. De-aia trebuie făcută una cu cubeu așa. Dat-o dată de două. Păi Vali e prietenul al lui care vorbi. Acum el de-aia avea una roșie pe ele. O salbă și era singur care lua. Nici bea nu lua, Severin nu lua. S-a învârtit pe lângă noi, s-a dus, s-a sucit. Asta când se vede că merge pe roșu, trei roșii și după am, m-am dus la mașină, mi-am făcut șase roșii. Am omor tot. L-aia mâncat. Uite ce a sărit pe ele. Ah, păi stai, păpule, acum e mai greu de stat de noi, da. El se bucură acum că are oxigen, se oxigenează apa. Ar trebui să-l stimulezi, dar e ploaia puternică pe mine. Nu știu dacă când s-o opri. Cât este? 2:30. Uite, mai închid și o să mai avem și noi baterie pentru zile mai bune. 2:30.